Lui Victor Ponta îi era că scandalul lui Dragnea cu Zgonea nu e de ajuns. Na, și-a făcut și omul niște calcule, a ținut cont și de o marjă de eroare și apoi a zis: hai să mai arunc și eu puțin scandal în ventilatorul ăla, că tot e deschis, consumă curent de pomană, nu? Ca să răspund tuturor celor care mă întreabă, cred că Liviu Dragnea nu trebuie să-și dea demisia din funcția de președinte al PSD. Trebuie să țină partidul unit, să câștige alegerile locale și parlamentare și să ferească PSD de toți ofițerii acoperiți sau descoperiți care vor să-l preia. Clar? Cum a fost asta? Liviule, rămâi Liviule că ne iau securiștii partidul. Haideți, domnul Ponta, noi v-am lăsat mai echilibrat atunci când v-am lăsat. Erați om cu fundație, cont pe Facebook, cu multe alte conturi, zic alții. Deci na, nu vă știam în zona asta, Codrin Ștefănescu. Știți scandalul acoperiților. Acum stau toți să ghicească cine e. Iar Ponta mai dă câte un indiciu, așa, serios. E ca un concurs pentru tâmpiți. O să vedeți la TV, românii au acoperiți. Update. Pentru că am văzut interpretările din presă, vreau să precizez că atunci când am scris de ofițerii care vor să preia puterea în PSD, nu mă refeream la Valeriu Zgonea, ci la un vicepreședinte PSD fost ministru în guvern. Dacă va fi nevoie, le voi spune colegilor mei despre cine este vorba. Imbecilitate mai mare nu cred că există. Adică ce facem? Ne jucăm? Cum o să le spun colegilor mei dacă va fi nevoie? E nevoie pentru toată țara, Victore. E nevoie să se știe dacă unul dintre vicepreședinții celui mai mare partid din țară e un acoperit. După cum era foarte mare nevoie să spui în momentul în care ai aflat asta, nu acum. Cine naiba poate să înțeleagă o tâmpenie mai mare? E ca și cum se trezește unul la un moment dat și zice: a, băi, fiți atenți, am uitat să nu-l votați pe ăla președinte, că acum 5 ani a omorât o prostituată și a îngropat-o în pădure la Băneasa. Am văzut cu ochii mei, da, treceam pe acolo, luasem pe cineva de la aeroport. Ce e asta? Evident că PSD este în fierbere. Se accentuează divergențele între tabere, inclusiv între cei care sunt, posibil, manevrați din afara partidului. Sigur că se încearcă schimbarea președintelui PSD înainte de alegeri. Adversarii de acum, colegii de altădată, președintele independent al Republicii. Singurul dezinteresat este Joana, care știindu-se curat cu campaniile electorale, cere ca Dragnea să-și dea demisia. Pe ce vorbești? Hai că pregătește Adiță un 19. Da, face el un 19, adică un denunț. 19 este articolul din codul penal care scade pedeapsa pentru sifonari. Am înțeles că 69 e foarte supărat pe 19, da? Pentru că a devenit mult mai celebru decât el în România. Mult mai mult se face 19 în țara asta decât 69, ascultați la mine. L-ați distrus pe 69, criminalilor. Ei, și acum stau toți și încearcă să ghicească. Oare cine e acopericiul despre care vorbește Victor? Și presa noastră responsabilă a intrat desigur în mizeria asta și strigă: Victor, mai dă-ne un indiciu, Victor! Cât poartă la pantof? Are o aluniță lângă claviculă? Domnul Ponta va trebui să clarifice acest lucru și va trebui să spună cu nume și prenume. Personal vă mărturisesc că nu 100%, 1000% n-am cum să fiu pe acea listă. Este complice. Că n-a făcut lucrul acesta mai de mult. Mie mi se pare o glumiță. Mai ales că domnia sa este avocată. Eu știu ce sunt. Știu că nu am fost așa ceva, nu sunt așa ceva, nu sunt ofițer acoperit. Mai mult gradul meu este de soldat. Haideți, fraților, pe bune? În loc să fie întrebat Ponta pe tonul: spune cu metre despre cine-i vorba, nu te mai atâta pe tine, fă și tu un 19, dă la public. Doamne, cât de jenant. Și a intrat presa în jocul ăsta imbecil al lui Ponta. Uite, altă idee de emisiune concurs: sunt acoperici? Scoate-mă de aici. Mamă, și când a auzit doamna Gorghiu de acoperiți, pac, s-a înființat imediat. Să vină autoritățile, a strigat dânsa, să se facă treptate, organele, unde sunt organele? A postat un mesaj în care, așa cum bine ai punctat, le cere președinților comisiilor parlamentare de control SIE și SRI să-l audieze pe fostul premier Victor Ponta, astfel încât acesta să vină cu lămuriri, să dea amănunte și cine știe, poate chiar să dea cu subiect și predicat numele și prenumele acelui ofițer acoperit din PSD. Sigur, exact asta era problema. Comisiile parlamentare, ce să-ți povestesc? Să zică Ponta să termine cu prostia asta ieftină. Eu știu cine e acoperitul, da. Haideți să vedem cine ghicește. Vă mai dau un indiciu. Are o unghie încarnată la piciorul drept. Ce prosteală.
Victor, e serios? Ai văzut că stai prea bine în sondaje și ai zis să ne reamintești că nu e mare lucru de capul tău, nu?